Medaliată cu bronz în finala de la Sol la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Bărbosu a vizitat în premieră sala de gimnastică din complexul sportiv Steaua. Cu această ocazie, sportiva noastră în vârstă de 18 ani a fost întâmpinată cu o serie de surprize din partea conducerii clubului nostru, dar și din partea micuțelor gimnaste roșalbastre. Ce părere ai despre primirea făcută de Clubul Steaua? A fost foarte călduroasă, mai mult decât m-aș fi așteptat, și mă bucur foarte mult că am ajuns și eu în sala de la Clubul Steaua. Cum te simți în această sală? Foarte degajată, mă simt. mă simt bine ca o a doua casă. Au trecut deja câteva săptămâni de la Paris. Ai reușit să realizezi dimensiunea succesului obținut? Încă. Nu, pe deplin. Lumea îmi spune că îți dai seama ce ai reușit, mi-e greu să le spun că da, dar cumva nici nu-mi doresc să mă agăț prea mult de acest rezultat, să rămân eu cum sunt și să muncesc în continuare la fel de mult. Coordonatoarea secției de gimnastică artistică feminină a clubului Steaua, Angela Cacoveanu, a simțit de câțiva ani potențialul sportiv din Focșani și se bucură că aceasta a reușit să urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Paris. Ce reprezintă această medalie pentru secția de gimnastică a clubului Steaua? Este un imbold și totodată îmbucurător faptul că reluăm puțin istoria pe care secția noastră o are. Știm bine că am avut uh, sportive crescute în cadrul secției, care au fost reprezentante la Jocurile Olimpice, începând cu uh, 2000, uh, Sydney prin Loredana Boboc și Claudia Presecan. După aceea am avut 2004, Silvia cu Alexandra Eremia. 2008, Sandra Izbașa, Andreea Grigore și, nu în ultimul rând, 2012 cu Sandra Izbașa. Deci uh, ne bucurăm că Ana face parte din secția noastră. Este un copil pe care eu l-am reperat în competițiile naționale și uh, m-am gândit cu bucurie că ar fi bine să o atragem către secția noastră. Cât de importantă e anei în sala de gimnastică a clubului nostru? Extrem de importantă și sper la fel de motivantă pentru micuțele gimnaste. Deci în mod sigur le va inspira mai departe. După cum vedeți, stau de minute bune la povești împărtășesc gânduri pentru cele mici. A fost o ocazie unică de a simți cu adevărat pe care Ana le-a avut în pe perioada Jocurilor Olimpice. După alte câteva zile de vacanță, Ana Maria Bărbosu se va întoarce în sala de antrenamente de la DEVA pentru a pregăti următoarea competiție, Campionatele Naționale pentru Seniori. Nu știu să zic dacă modificația mea vine din medalii. Cred că mai mult o să, motiv, o să mă motiveze curiozitatea de a vedea cât de mult pot să fac mai departe și cât de mult pot să progresez, și cine știe ce finale mai pot să prind